Kievul este liniștit în această dimineață când au fost ridicate și restricțiile de circulație. Capitala Ucrainei rezistă de 4 zile asaltului rușilor. Imagini din satelit arată coloane de militari și tehnică de luptă cum se apropie constant de Kiev. Printre cei aflați în tranșeele lupte este și primarul capitalei. What you would tell to Russians? Go back home. You have nothing to find here. Urmează 24 de ore cruciale, a declarat președintele Zelenski, care a cerut din nou statelor occidentale să-și înăsprească atitudinea față de Rusia. Цього лише за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16. 45 діточок поранені. Кожен злочин, кожен обстріл, який окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів. Ще більше і більше. În total, aproape 400 de ucraineni, militari și civili și-au pierdut viața până acum. În același timp, însă, armata și voluntarii din forțele de apărare țin la distanță armata rusă, cel puțin de Kiev, și o lovesc din toate părțile. Potrivit unui bilanț al Ministerului Ucrainean al Apărării, în cele 4 zile de conflict, armata rusă a pierdut peste 5.000 de soldați, aproape 200 de tancuri și peste 60 de avioane și elicoptere. Противник деморалізований та несе великі втрати. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили російських окупаційних військ. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Chiar și așa, ofensiva Rusiei a continuat noaptea trecută și au cucerit, cel puțin pentru moment, noi teritorii. Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск и Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Ieri, Rusia cucerise și orașul Harkov, recâștigat ulterior de ucraineni după multe ore de lupte. Poziția rușilor rămâne puternică în cele două provincii separatiste, Donetsk și Lugansk, unde pe mai multe clădiri oficiale a fost deja arborat steagul Federației. Moscova este furioasă și pe ajutorul militar acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, pe care o acuză de comportament ostil. În această seară, liderii europeni și cei NATO vor avea noi convorbiri la solicitarea președintelui american Joe Biden. Vior, am întors la tine. Cât de mari sunt pierderile anunțate de armata rusă, de fapt? Aici să știți că este o mare, mare problemă. Pe teritoriul Federației Ruse funcționează un decret semnat de Vladimir Putin după 2014, după ce a fost primul conflict în Donbass, unde s-au secretizat toate pierderile de vieți omenești și pagubele materiale pe care e posibil să le aibă armata rusă. De aceea trebuie să ne explicăm de ce se evită cuvântul război, pentru că acest decret se referă inclusiv la pierderile suferite de armata rusă pe timp de pace. Dacă oficial Rusia susține că nu este război, deci încă este timp de pace, are argumentul și motivația juridică de a nu da publicității aceste, pierderi. De-abia ieri, Ministerul Rus al Apărării a recunoscut că da, există și răniți și pierderi de vieți omenești, însă nu precizează care este numărul acesta. În schimb, astăzi, mai multe site-uri ale publicațiilor rusești, online și scrise, au fost parte de hackeri și au, cu un singur mesaj, 5300. Se vorbește că astea ar fi pierderile de soldați în rândul armatei ruse pe teritoriul Ucrainei. Este doar o cifră care este vehiculată, evident este dezmințită de către partea rusă, de Ministerul Rus al Apărării, dar este o cifră, trebuie să recunoașteți, îngrozitoare, indiferent din partea cărei părți ar fi. Da, Liviu, îți mulțumesc. Sancțiunile impuse de statele occidentale încep să lovească puternic Rusia. Realitatea economică a țării s-a schimbat, a anunțat și Kremlinul, în timp ce rubla s-a prăbușit cu încă 30% până la un nivel istoric. Un dolar american costă acum 120 de ruble față de 80 în zilele anterioare crizei. În încercarea de a mai tempera lucrurile, Banca Centrală a Rusiei a majorat la 20% dobânda de referință față de 9,5% cât era vineri. Vladimir Putin a convocat astăzi o ședință de urgență cu
liderii băncii centrale a Rusiei, dar Kremlinul rămâne sfidător și încrezător că poate rezista oricăror sancțiuni. Există planuri de reacție, acestea au fost elaborate și urmează să fie implementate pe măsură ce apar probleme, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.